Oana Roman, incident neplăcut în aeroportul Otopeni, am nevoie de ajutor, recent, Oana Roman s-a întors din Laponia, vacanță în care a mers alături de Isabela, fiica ei. Când credea că nimic rău nu se mai poate întâmpla, fiica lui Petre Roman a avut parte de un incident neplăcut în aeroportul Otopeni. Oana Roman le-a mărturisit internauților că a încercat să sune pe telefon, însă nimeni nu răspunde. Fosta soția a lui Marius Elisei face un apel către toți oamenii care pot ajuta la găsirea dispozitivului. Isa are o mulțime de fotografii și filmări pe telefon, amintiri la care îi este greu să renunțe. Am ajuns acasă obosite tare. Finalul la sosire a fost greu, Isa a fost foarte tristă că s-a terminat vacanța și a mai avut o tristețe. Că nu ne-a așteptat nimeni la aeroport. Dragii mei, am nevoie de ajutorul vostru. Poate se întâmplă o minune. Aseară Isabela și-a pierdut telefonul în aeroport, când căram singură bagajele ca să găsim un taxi și l-a pierdut pentru că era foarte supărată că nu a venit să ne ia nimeni de la aeroport. Așa a simțit ea să sufere din cauza asta. Telefonul încă sună, eu tot sun și nu răspunde nimeni. E pierdut pe acolo prin aeroport, undeva pe la terminalul Sosiri, înăuntru, în parcare, nu știu. Este un telefon Samsung S21 cu o husă transparentă. Nu e vorba de telefon, ci de pozele pe care i s le avea și numerele de telefon ale colegilor și ale prietenilor. Dacă cineva găsește acel telefon, vă rog să-l dați înapoi. Pentru Isa ar fi important, a mărturisit Oana Roman, într-un filmuleț postat pe pagina ei de Instagram.